La ultimile antrenamente ale grupării suceveni au luat parte Cătălin Costea de la Extrem Baia Mare, jucător care a fost declarat în acest an cea mai bună extremă stângă a campionatului național de juniori 1, dar și un inter stânga în vârstă de 21 de ani din spațiul ex-iugoslav. CSU Suceava va reveni pe teren la sfârșitul acestei săptămâni, când va disputa două meciuri amicale pe terenul grupării Potaisa Turda. Săptămâna viitoare, universitarii vor participa la un turneu organizat la Sighișoara, unde vor întâlni naționala de juniori a României și selecționatele universitare ale României și Mexicului. Ediția din acest an a memorialului Mihai Mironiuc, programată în perioada 7-9 august la Suceava, ar putea fi transmisă în direct pe Digi Sport. Postul respectiv a contactat deja clubul sucevean, dar a pus o condiție pentru a transmite meciurile, ca la turneu să participe atât Steaua cât și Dinamo. Actuala echipă a lui Adrian Chiruț și-a confirmat prezența, la fel și HC Vaslui, singura formație care se lasă așteptată fiind Steaua.